Primarul Ion Lungu a făcut apel către președinții asociațiilor de proprietari, prin care le cere acestora să discute cu sucevenii care au restanțe în vederea achitării, în cel mai scurt timp posibil, a acestor debite. Soldul la societatea de termoficare este de 183 de miliarde de lei. Normal, trebuie să fie mai mic, nu am mai o situație exactă de la lună la lună, doamna Verde, a scăzut sau a crescut soldul. Față de anul anterior, față de luna anterior. Față de luna anterior a scăzut, că factura da. Curentă a fost mai mică. Bun, s-a plătit măcar factura curentă? Da, s-a plătit factura curentă? Da, mai mult decât factura. Da, asta e, să zicem, că e o bilă altă. Deci rugămintea mea, rugămintea noastră, este de a continua să încasăm banii care avem restanți de la termica, pentru că funcție de asta contează foarte mult reluarea furnizării apei calde. Așa cum se știe, suntem într-o perioadă de reparații anuale. O să dau aici cuvântul domnului director Frunzaru să-i vorbească puțin despre reparații care se fac în această perioadă. Înțeleg că aceste reparații vor fi promulgate de 30 august, când intenționăm din nou să furnizăm apa caldă, dar sigur și aici sunt condiționări de plată a sumele scadente la gazul metan și fără aceste plăți nu putem să mergem mai departe. Ori astăzi, având în vedere această datorie de care o are populația, este principalul plătitor pentru a putea asigura achitarea plăților la gazul metan pentru a putea relua furnizarea apei calde la sfârșitul lunii august, așa cum ne dorim. Primarul a arătat și care sunt debitele sucevenilor către furnizori. De a face împreună un efort să încasăm acești bani. Până una alta, repet, fără a încasa aceste sume de la populație, sigur și primăria între timp mare din casa de plătit 57 de miliarde de lei la termica astăzi, nu face tot posibil, dar aici avem o altă problemă, se știe foarte bine că avem un angajament încă de 45 de miliarde pentru acet, pentru că sunt niște restanțe la plată destul de consistente de la termica către acet. Este o problemă noastră internă pe care am discutat și mâine la prefectură legat de aceste datorii dintre termica și acet. Deci noi vom face efortul și primăria, dar probabil vor merge către acet în baza acelui contract de fidie jusiune care a fost aprobat în Consiliul Local. Așa că, așa cum am spus, dumneavoastră sunteți baza asigurării banilor pentru plata gazului metan și pentru pornirea reluării furnizării apei calde la sfârșitul lunii august. Problemele prioritare sunt legate până la urmă tot de termoficare, în primul rând de plata restanțelor la termica și iată că sunt 180 de miliarde de datoria pe care o are populația la societatea de termoficare. Acest lucru este foarte important de a se ține cât de cât pasul cu plata facturilor curente și cu graficii restante care sunt întocmite între asociații proprietari și societatea de termoficare. Pentru că, așa cum se știe, în această perioadă noi suntem opriți până data de 30 august pentru reparațiile de vară. Intenționăm pe data de 30 august să reluăm furnizarea apei calde. Acest lucru nu poate fi posibil fără ca populația să plătească sumele aferente consumului și cele restante, în așa fel încât să putem plăti gazul metan la societatea de gaz metan, să putem funcționa la sfârșitul lunii august, începând cu data de 30 august, să putem furniza din nou apă caldă. Lungu a mai precizat și faptul că în final se vor adopta toate cererile de debranșare, indiferent de sfatul lui către suceveni de a nu face acest lucru. Deși este o lege, este un ordin care prevede cum se fac aceste debranșări, în condominii în care sistemul este total centralizat, practic nu se fac aceste debranșări, eu spun să nu ne mai certăm cu oamenii, să le dăm voie să debranșeze, nu putem ține cu forța. Eu sunt un optimist, cred că gigacaloria pe care o să o producem în lunga Sucevei pe biomasă va fi mai ieftină decât cea produsă pe gaz metan. Ca atare, deși nu este obligatorie viza primării municipiului Suceava și aici, sigur, este o aruncare de responsabilitate. Dacă veți, cei de la termica spun nu îndeplinești condiții legale și trimite documentația la primărie. Ar trebui să oprească lucrurile acolo. Ei, sigur că eu niciodată n-am fugit de responsabilitate. Cei care doresc să se brancheze să vină la primărie,
copiii, dacă au dosarul în ordine, este un dosar care trebuie îndeplinit cu plata la zi la asociațiile de proprietari și celelalte documente, cu sursa de încălzire care spune în loc dacă e centrală pe gaz metan, cu cota de gaz metan și celelalte aspecte. Deci dacă sunt îndeplinite condițiile la dosar, eu zic să, chiar dacă legea este de partea noastră și ne permite să nu dăm aviz pentru aceste debranșări, eu spun că nu putem ține oamenii cu forța, mai rău îi interităm pe românește, cei care vor să plece, să plece, dar eu sunt convins că într-o zi vor întoarce la sistemul centralizat. La întâlnirea lunară au fost prezenți aproape toți președinții de asociații de proprietari din municipiul Suceava, iar concluziile trase în urma discuțiilor sunt legate de achitarea debitelor, strângerea câinilor vagabonzi și curățenia orașului.